mi s-a întâmplat și mie în gașca de prieteni, oameni care intră în relație și pur și simplu dispar. Nu-i mai vezi. Nu mai vezi, sunt cu totul în relație acolo. Problema e că atunci când relația respectivă se destramă, ei se pierd cumva, ei nu mai știu cine sunt. Îți pierzi identitatea, exact ce discut. Despre acest fenomen vorbim cu psihoterapeutul Anca Maftei. Bine ai revenit. Bine v-am regăsit. Este o discuție serioasă asta și cu urmări foarte grave pentru persoanele care trec prin așa ceva. E bine să schimbăm la noi lucruri ca să îi facem pe plac partenerului? Să începem cu întrebarea asta. Hai să începem. E în ordine să facem mici compromisuri, desigur, dar e foarte fină linia între a te abandona cu totul într-un aspect relațional și a te păstra pe tine ca esență. E de văzut un pic mai în, de aproape. Mai în detaliu. Hai să definim cumva, că zicea Bogdan mai devreme, că ajunge să fim dependenți de partener, ca să definim și problema asta. Ce înseamnă dependența de partener? Eu n-aș folosi termenul de dependență. Nu, nu este chiar o adicție în sine. Sigur, suntem mai atașați. Mă duc mai mult înspre zona de atașament și mai precis înspre sfera de atașament anxios. Felul în care tu ai fost crescut, primii ani din viața ta, relația ta cu mama ta în speță, din primii ani, inclusiv din momentul în care erai în uter, lasă amprente vizibile în tiparul tău de atașament. Deci, dacă ea a fost acolo pentru tine, dacă a fost disponibilă, sigur nu căutăm vinovat sub nicio formă. E vorba de, poate a fost adusă la serviciu cumva de un anume regim. Dacă ne uităm în comunism, cu siguranță puțini copii au rămas cu mămicile lor atât cât ne-am dorit. Marea majoritate avem probleme. Iată, da, căutăm tot ce nu am primit de la mama noastră în partener. Și atunci ne alipim cumva. Deci, practic, momentul în care el se desprinde, el sau ea, partenerul în sine, se desprinde de noi, nu ne oferă ce ne-am dori, automat apare cu anxietate și, implicit, suntem dispuși în acel moment să lăsăm părți din noi, bucăți din noi, astfel încât să păstrăm relația. Și ajungem la compromisuri din ce în ce mai mari, care, până la urmă, sunt profund toxice. Care este comportamentul cuiva care este dependent de partener? E vorba de acest atașament anxios. Apar frici, anxietate, nu pot să, eu știu, dorm fără, nu pot să iau decizii fără cineva. Sunt în permanență în căutarea unei confirmări, unei aprobări din partea lui, da. Există anumite persoane care sunt mai vulnerabile, care pot aluneca în așa ceva? Cu siguranță toți cei care nu au părinții în inimă, toți cei care nu și-au vindecat, dacă vrei, în niște termeni așa mai comuni, relația cu părinții, dacă nu simt că dumnealor mi-au oferit măcar viața și nu am recunoștință pentru ceea ce am primit și rămân în aceste subpersonalități ale ființei mele, care, iată, sunt niște copilași de un an, de doi, de trei ani, care au avut atât de mare nevoie de dragoste, dacă eu rămân acolo fără a vindeca, iată, mă pot atașa într-un mod mai bolnăvicios de partener. Am citit un interviu de curând, era un superstar, cred că Cindy Crawford, zicea că atunci când era mai tânără și intra într-o relație cu un bărbat, îi prelua hobby-urile. Dacă lui plăcea fotbalul, îi plăcea și ei subit fotbalul. Dacă lui plăceau motocicletele, și ei plăceau motocicletele. Sună cunoscut. E bine să facem chestia asta? Adică e un început de relație, într-adevăr, e și momentul ăla în care încercăm să impresionăm, dar până la urmă nu ne dăunează? Cu siguranță granițele eu-ului se cumva contopesc la început, în partea aceea de îndrăgostire, și cumva ești atât de dornic să petreci acel timp și să fii văzut, să fii aprobat, adorat de partener, încât ești dispus să lași la o parte niște lucruri, parcă nici nu ți-au plăcut vreodată. Dar, cu siguranță, pe măsură ce relația avansează, este foarte important să ne autocunoaștem, deci până la urmă să ne punem pe noi pe primul loc, pentru că, de altfel, noi am fost înainte. Eu lucrez mult cu niște legități care apar în sisteme și implicit o lege este legea ordinii. Eu am fost mai înainte de relație. Deci eu ca individ am anumite apetențe, am anumite interese, am anumite obiective și este necesar să mă ocup de ele, să las un timp. Ulterior dedic restul de timp relaționării cu partenerul și abia apoi ceea ce rămâne, eu știu, poate unui copil sau unui proiect comun. Bun, dar scuze-mă, e o chestie de care am auzit până acum. Și ce se întâmplă atunci când avem pasiuni diferite? Suntem doi oameni
Și eu zic că eu am fost înainte, cum mai zis. Da, da. Mie îmi place să merg cu motocicleta și ea spune da și mie îmi place să mă duc pe munte. Perfect. E minunat. Păi mergeți pe munte cu motocicleta, acolo e ușor. Că nu se mai pupă, nu se mai leagă. Decidem că suntem doi oameni diferiți și... Chiar aseară mă uitam la un film care viza chestiunea asta și am stat să mă gândesc un pic. Eu consider că diferențele îmbogățesc. Uh-huh. Eu consider că cu cât suntem mai diferiți, aducem alte atribute, alte energii în respectiva relație și atunci relația înflorește și ne îmbogățește și pe noi. Păi, da, eu și soțul meu, de exemplu, suntem complet diferiți, complet diferiți. Și am fost la, în urmă cu mulți ani, la terapeut de cuplu cu soțul meu și din contră, acolo am aflat cu adevărat cât de mult ne ajută faptul că suntem diferiți. Păi eu sunt sigur că sunt multe cupluri care se uită la noi și care trăiesc situația asta în momentul ăsta. Explicați-mi, vă rog, cum de nu ne distanțează asta. Dacă mie îmi place să stau numai sub apă și ție îți place să stai numai în vârf de munte, asta înseamnă, prin deducție logică, înseamnă că noi nu o să petrecem mult timp probabil împreună. Facem mic compromis. Exact. Ajungi undeva la mijloc. Exact. E vorba de a negocia și a avea un teren comun, dar care să permită, bineînțeles, și propriile pasiuni, desigur. Pentru că nu e bine dacă n-ai propria pasiune. Așa am trăit în relațiile mele. Da. Efectiv, era universul meu, renunțam la muzică, renunțam la prietenii mei, doar ca să fiu acolo, că oare ce să se gândească? Dacă o să se supere că plec. Nu, că nu stătea bine în poartă, era poarta prea mare, dar am renunțat cumva la identitatea mea, tocmai ca să fac pe plac și să fie bine relației. Și de fapt nu e. Evident, niciodată. N-a fost bine, dar multe dintre noi femeile facem asta. După ce ai făcut la început asta? Nu-ți dai seama, pentru că... Ești euforic. Exact, ești euforic și zici, a, apreciază. De fapt, nu cred că aprecia. De fapt, se complăcea în situația respectivă și partenerul cumva și, bine, îi plăcea, îți dai seama că am renunțat la tot, dar nu este bine. Cred și că identitatea noastră are nevoie. Intru un pic în zona mea, mai ales ca energie. Tu devii mama lui când te îngrijești atât de mult de ce crede el, de cum e lui, atât de mult te lași pe tine la o parte. Deci, practic, o mamă se lasă pe ea însăși la o parte. Și în timp asta nu mai este deloc atractiv pentru partener. Exact. Mă tot las pe mine la o parte ca o mamă, ca o cloșcă, dar asta nu mai este deloc interesant. Ajungi să te trezești, să zici, stai așa, gata. Mâine vreau să cânt, mâine vreau să mă duc cu prietenele mele o săptămână în vacanță, că așa simt eu că vreau să fac. Există și partea cealaltă. Doamne ajută cumva să ne trezim cu toții și să ne iubim pe noi într-o manieră reală, deci nu în zona de narcisism, ci a păsa și de mine, de a avea compasiune și de mine ca ființă, iar cât mă iubesc pe mine, mă va iubi și pe mine partenerul, pentru că partenerul este oglinda mea. Cu cât eu mă neglijez mai mult, cu atât îmi voi vedea și din partea celuilalt că apare... Spuneai mai devreme că e important să facem un compromis, să zicem că avem pasiuni diferite și n-au nicio legătură una cu cealaltă. Ok. E important totuși să mergem să ne vedem de pasiuni și în afara relației amoroase, adică separăm lucrurile astea, e important să avem pasiunile noastre care n-au nicio legătură cu partenerul? Ar trebui să fie în regulă și să înțeleagă partenerul asta? Bineînțeles, și este chiar sănătos să avem niște zone din care noi să mai extragem energie, de a ceva plăcut, ceva care să ofere bucurie fiecăruia dintre noi și sunt convinsă că putem să le negociem într-o manieră foarte, foarte plăcută. Venim cu bucurie în relație și asta va îmbogăți relația. Deci e important și spațiul ăsta pe care ți-l lasă partenerul. Foarte pentru important a face ce-ți dorești. Altfel, această simbioză ne aduce din nou cu gândul la acei primi ani din viață, când poate mama nu a fost disponibilă pentru niciunul dintre noi, posibil, și atunci o căutăm din nou și din nou în acest atașament. Înainte să trecem la rezolvări și la locul de unde începe vindecarea, practic, mai aveam un mesaj mai devreme pe care l-am citit de la o telespectatoare care zicea că a făcut foarte multe compromisuri, s-a schimbat și apoi el s-a despărțit totuși de ea. Adică, cât de dificil e despărțirea de o persoană de care ai ajuns să fii dependent până la urmă, sau cum ziceai tu, de care ai ajuns să ai o relație de genul ăsta în care te-ai pierdut pe tine? Da, cu siguranță este dificilă, pentru că se activează acea rană de abandon pe care mulți dintre noi o avem. E cu siguranță un moment prielnic să începem să lucrăm cu noi. Eu de fiecare dată când îi văd pe studenții mei, de exemplu, că trec printr-o perioadă dificilă, îi încurajez să vadă lumina din situația respectivă. Da? E acea metamorfoză, trecem de la stadiul în care eram, de altfel incipient, la fluturile care vom deveni până la urmă. Nu avem cum altfel. Trebuie să iasă lucrurile astea din inconștientul nostru ca ele să poată să fie integrate și apoi să putem noi să creștem spiritual și energetic. Păi hai să începem cu lumina, hai să începem cu vindecarea. De unde, care e primul pas pe care îl facem? Ne informăm.
E foarte de ajutor și acum, din fericire, există foarte mult material în zona aceasta de self-help, de dezvoltare personală, de psihoterapie. Deci începem să cumpărăm diferite cărți ale unor specialiști, pentru că acolo vedem și foarte multe povești de viață, oameni care au reușit. La fel, începem să îmbrățișăm o practică. Poate fi orice fel de practică, fie că este psihoterapie, fie că este o practică spirituală, fie că este o practică chiar religioasă, fiecare cum simte, cum își dorește, dar este necesar să muncim cu noi, pentru că, iată, lucrurile vin din interior și atunci trebuie să hrănim sufletul, da, da? Trebuie să mergem din inima noastră. Vorbim acum și de situația în care suntem în continuare într-o relație în care simțim că ne pierdem pe noi sau că facem lucruri pentru partener, da, deși nu ne place lucrul ăsta, și de situația în care am ieșit cumva din relație. Da, desigur, ne ajută permanent. E vorba de a ne ajuta pe noi. Exact, mai deci departe. Mental, da? Apoi inima, o hrănim prin această practică spirituală și apoi căutăm un maestru, un ghid, un psihoterapeut, o persoană care a făcut drumul astfel încât să poată să ne sprijine în a integra anumite aspecte din ființa noastră. Deci căutăm un ghid, corect, un maestru. Cumva el va veni în momentul în care suntem pregătiți, dar e foarte important să avem intenție. A da intenție, practic, dă direcție vieții noastre. Deci avem intenția de a ne vindeca, avem intenția de a fi bine, de a fi împliniți, de a fi fericiți și apoi cumva și viața sau universul va ajuta la împlinirea intenției noastre. Cu încet, siguranță încet. Ajută, vă spun 100%. Din propria experiență, există viață după... Bineînțeles, după. Și întotdeauna mergem, da, la mai bine, nu? Exact. Și pe mine m-a liniștit discuția cu tine, da, Anca. Da, drăguț. Că e ok să ai propriile interese, e ok să ai propria ta viață și cumva și separat de viața amoroasă, de viața în cuplu, și e bine să facem un compromis ca să aducem în relație fiecare din zona lui de interes ceva interesant și să le punem acolo și să construim ceva și mai frumos. Mulțumim. Ce frumoasă concluzie, mulțumesc și eu vouă. Mulțumesc și eu, de-aia sunt plătit.